Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din localitatea clujeană Florești și-a sărbătorit astăzi hramul. Sute de pelerini au participat încă de aseară la slujba privegherii. Astăzi, Sfânta Liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Andrei. Sfânta Liturghie de Hram a fost oficiată de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, la altarul de vară din curtea mănăstirii. După citirea Sfintei Evanghelii, Părintele Mitropolit le-a spus celor prezenți la slujbă că Maica Domnului este de-a pururi îndurerată pentru toate necazurile prin care trecem noi. Maica Domnului este de-a pururi îndurerată, sub cruce pentru patimile Domnului Iisus Hristos și de atunci încoace pentru toate necazurile și greutățile prin care trecem noi, ceilalți fii ai Maicii Domnului. Și troparul sărbătorii de astăzi, cam lucrul acesta îl subliniază. Noi o avem pe ea ocrotitoare, așa cum atunci în viacul al IX-lea, în biserica din Vlaherne, Maica Domnului îi acoperea pe creștin cu cinstitul său acoperământ. Ziua hramului este ziua mulțumirilor. Tot anul o rugăm pe Maica Domnului să ne ajute, să ne acopere, să ne întărească. Și poate îi mulțumim prea puțin. Astăzi este ziua în care îi aducem aleasă cinstire și mulțumire pentru toate zilele din decursul anului. Rugăm pe milostivul Dumnezeu să binecuvânteze pe toți pelerinii care calcă pragul mănăstirii noastre și pe toți cei ce vin cu credință sub acoperământul Maicii Domnului să îi aibă preasfânta născătoare de Dumnezeu sub sfântul ei acoperământ. În apropierea mănăstirii de la Florești se află și așezământul social Sfântul Onufrie cel Mare. În apropierea mănăstirii avem așezământul pentru copii, Sfântul Onufrie, în care ne-am implicat împreună cu un grup de credincioși. Și acolo avem bucuria ca de câteva luni să avem licențierea, să putem să avem primii copii. Avem o casă plină de copii care deja merg la școală, care se străduiesc voluntarii noștri să educe. La finalul slujbei, ierarhul a hirotesit duhovnic pe preotul paroh al bisericii din Archiud, județul Bistrița-Năsăud.